La mulți ani am spus și mai devreme, dar acum putem spune oficial. De 6 minute oficial. 44 de primăveri. De ce? Mulți înainte și pentru vârstă, mai ales pentru numele de sfânt, Sfântul Mihail și Gabriel, suntem de 7 minute, serbăm, cred că, sute de mii de români cu numele acestea sfinte. Da, știi că, în general, Mihai sunt foarte mulți dintre cei care folosesc numele. Gabriel și Gabriel e folosit mai des, dar Gabriela e al doilea nume și la mine e al doilea nume. Care e primul? Mihaela. Cum ar fi, este un nume care... De ce? Că dai tu nicio vină. Placă, e numele tău. Doina? E frumos. E ok. Da, mă gândeam Orențiuita. Cine mai are al doilea nume aici? Ai al doilea nume? Da, Teodor. Teodor? Așa era pe vremea noastră. Adrian, eu sau Orențiu? Adrian. Victoria. Tu ești Victoria? Eu singurul nume am, Victoria. Hai să ne vorbim pe numele. Da, dar uite, eu fiică mi-am pus 3. Știi cum e, ca să... Da, eu pentru că și eu am avut problema asta, că nu l-am folosit pe al doilea și în principiu, dacă nu sunt nume compuse, acele cu cratima, Ana Maria, Maria Luiza, mai știu eu cum, mai semne, nu văd rostul să ai mai multe nume, că nu poți să folosești. La mine e cu cratima. La tine? Da, să știi că mie mi-au zis până pe la... Și atunci eu am putut fi unul singur, Andrei, sfânt. Mie până pe la 2 ani mi-au zis Doina, știi, și după aia nu mi s-a potrivit. Stai că mă uit în buletin. Eu uit în mă Da, uite, cu cratima. Cum e? Ia în linie Laurențiu. Dorian minus Laurențiu. Ești corect, ești, da, nu știu dacă, nu. Ana Maria. Dacă vrei îți arăt. Știu, nu, auzi, dar zic Dorian, dacă scazi Laurențiu și așa poți să pui cratimă între orice nume, vezi că, da, Ana Maria. Vezi că n-ai acoperit ce trebuie, codul numeric trebuie să-l acoperi. De ce, mă, da, lasă-mă ce secret e vreun, da. Nu e ok. Felicitări, ca să revenim la problema de bază, felicitări. 44 de ani, într-adevăr, o vârstă care sperie multe femei. Vis-a-vis de decizia de a fi mame. Măi, sperie multe femei pentru că deja după vreo 35 de ani fertilitatea scade radical, adică spre... Na, și stresul și nebunia. Cauze naturale, ca zic. Da. Și atunci femeile nu se mai încumetă, plus că femeile muncesc în ziua de astăzi. Și se gândesc, Doamne, ce-ți mai fac copilază, că am de muncit, îi mai cresc pe aia pe care i-am și așa mai departe. La noi a fost o chestie, nu ne-am programat, că eu am mai venit și am mai vorbit cu voi pe aici. Ne programasem cu totul și cu totul alte lucruri de făcut, ne-am trezit un pic însărcinați. Adică, Tavie de vină. Îmi place că vorbeai la plural. Da, normal. El e de vină. Întotdeauna trebuie să existe unul vinovat. Da. Într-o situație de asta, întotdeauna unul trebuie să fie vinovat. Da. Dar dacă e să vorbim de vină, știi cum, există vină și în partea cealaltă. Nu, auzi, era o glumă. El e de vină și mie mi-a plăcut, auzi, cam așa e. Lasă-mă, îmi place, da. Fetiță? Da, tot fetiță, 99,9%, deci e 100% că am făcut test. De ce? Că deja în 5 luni ar trebui să știe. Păi nu știu sigur, asta spun, că e, depinde cum stă copilul, că poți să vezi sau poți să nu vezi. Dar eu mi-am făcut testul Panorama, ținând cont de vârstă. Este un test pe care, mă rog, medicii ți-l recomandă după o anumită vârstă sau dacă apar, nu știu, niște anomalii pe care le vezi la ecografie. La mine n-a fost cazul, dar am preferat să fac. La primul Panorama copil n-am făcut. E un fel de IMAX în... E o chestie, e o analiză genetică. E o analiză genetică very expensive. Eu am făcut-o pe cea mai ieftină, pentru că, de fapt, n-aveam niciun fel de complicații sau ceva care să mă... Da, și atunci... Făcut-o pe aia al negru, nu pe aia color. Da, și îți mărturisesc... E radiofonică. Vă mărturisesc sincer că, de fapt... Povestită, nu e filmată. Am făcut testul ca să fiu sigură dacă e fată sau băiat. Normal. Dar am plătit mulți bani pentru asta. Cât de mulți? Și mulți. Înțeleg din exprimarea ta că totuși 0,01% ai tânjit să fie băiețel. Nu am avut. Ne-am fi dorit, evident, să fie... Da, e frumos, adică pereche, să fi fost și o fată și un băiat, dar în momentul în care am aflat e fată, a fost așa o chestie naturală și am zis, ok. Bine, știi un pic, Tavi se simte pierdut în casă pentru că zice, băi frate... Tu dai seama? Eu printre atâtea... Printre 3 femei, la un moment dat... Cred că fetițele sunt ale lui tati, deci... Corect. El e privilegiat. Corect. Dar vorbesc mult.
Da, gândește-te și când încolo. O ajunge la pensie. Și nu-i place să asculte. A, da? Asta zic. Da. Și dacă îi place și dacă nu-i place. Da, deo tot ascultă, asta da, bravo, da. Da. O pune pe tema faptului care da. Ureche muzicală. Ia să mai ascult și eu, da, de fapt. Ei, nu că știi că nu mai poate și nu mai poate și nu mai știm ce să-i facem, începe să-i cânte și atunci se liniștește. Yeah! Da. Știi, nașterea cumva în martie, din ce da, cam așa, cam pe la jumătatea lui martie. Natural? Nu, păi nu mă, n-am voie. Ai voie că prima a fost cezariană, nu? Da, prima a fost cezariană și n-am nici măcar 2 ani între cele două nașteri. Ceea ce, mă rog, ar putea să complice un pic situația, dar nu foarte mult. Adică știu că deja au scris în presă, mamă, complicații, ce nebunie, ce tragedie. E, nu, ideea e că trebuie doar să mă monitorizez un pic mai bine. Pentru că, fiind o tăietură, uterul practic nu e refăcut în totalitate. Tăietura de acolo nu e refăcută în totalitate, da. Sensibilă zona. Și ca să nu existe complicații, știi cum e, zice medicul, și acum trebuie să naști. Nu mai zice da. Copilul când trebuie corect. Să naști. Păi aveam discuția și da. Săptămânile trecute, nu mai știu cu cine. Da, ai o energie așa bună care cred că cu meme sau nu știu, dacă neapărat. Da. Cu meme, și da. Spuneam și atunci, dacă există posibilitatea să nu te chinui, să nu mai supui organismul unor tratamente procese mai, da, dure, cum ar fi o naștere. Măi, eu vreau să zic că eu am fost programată la cezariană pe calea asta, și trebuia să nasc miercuri. Și sâmbătă, deși tavi îmi spunea culcă-te la loc că mai avem treabă, tu naști miercuri, eu i-am zis, eu nasc acum și nu că vreau, eu vreau da. Copilul. Da. Și practic eu am simțit o parte dintre durerile facerii, ca să zic așa. Erau, dar, da, erau contracții. La intensitate... mică și mă bucur foarte mult că am făcut cezarian. Da, păi asta da, spun. Mă, da, noi da. Asta suntem aici susținătorii cezarienii, da. Serios. Da. Bine, eu cred că orice bărbat, da. La cum suportă bărbații durerea, da, orice, da, orice da, da. Nu cred că ar exista, dacă ar fi să nască bărbații ăla care să nască în mod natural. Da. În mod natural, nu există așa. Dacă se poate numai dormiți vreo 10 ani, să-l găsesc la, să-l da. Găsesc la facultate. Total înseamnă că mori, măi, anestezie generală. Da, mă rog. Anestezie totală. Dar și mie mi se pare civilizat, domne, nu? Mai chinui cu... Da, a fost mișto, știi că care pot apă. La un moment dat am avut o contracție de nivel 30, ca să înțelegeți voi așa cam ce când înseamnă... La prima, sarcină. La prima, da. Pragul este de 90. Deci la 90 naști. Deci practic o treime din intensitatea da. De durere. Și ți-au sărit ochi. Și eu eram ceva de genul face, vai, spunea lui Tavi, pentru că doctorița mea era pe drum. Mă văzuse deja la cabinet, mă trimisese la spital să-mi... Da. Știi cum e? Să te preia, să te mă înregistreze, să facă tot dichisul. Exemplu. Și când și Tavi a pus mâna pe telefon și a zis, Doamne, dar nu mai ajungeți, că naște, are dureri. Și ea foarte calmă și zice, ce intensitate au contracțiile? Și el, 30! Și ea zice, stați liniștit. Mă întorc la restaurant să beau o cafea. Da, uite, mai luat de la Candy Crush, incredibil. Bă, băiat. Despre asta vorbim. Pregătiri, cameră aranjată? N-am început, adică am fi vrut fapt, să începem, dar așa. Deocamdată facem niște pregătiri la emisiune, pentru că am hotărât să facem așa ca un soi de reality, sau mă rog, o să facem niște pastile. La tine pastile, în emisiune, da. Da. Și uite, și avem imagini acum. Mâine o să difuzăm primul material. Aha. Deci, practic, viața ta de... Da. De fapt, gravidă. O să vorbim despre ce înseamnă, care sunt lucrurile pe care le întâlnește o gravidă, știi, toate situațiile prin care trece. Având și experiența primei. Da, îți dai seama că acum sunt... Primei sarcini, da, exact. Mi-e foarte ușor să vorbesc. Da, e chiar faină treaba asta, serios, da. Chiar faină, da. Serios. Și sunt lucruri care îmi plac și lucruri care nu-mi plac și, cum să spun, cred că nu numai mie îmi plac sau deci nu-mi plac. Deci va fi în fiecare zi sau săptămâna? Să vedem ce intensitate vor avea în funcție de ce se întâmplă și cu mine. Vreau să le și spunem oamenilor, dacă adică e de... în fiecare zi, la ce oră? Deocamdată începem, am început deja să filmăm. Și în momentul în care vom avea, cu cât vom avea imagini mai multe, cu atât vor fi mai multe. Acum nu știu ce să-ți urez, că...
ar trebui să ai multe evenimente ca să ai imagine, păi, mai multe. Că se întâmplă. Mai bine să n-ai evenimente de filmat, știi? Nu, nu, nu. Doamne ferește să am evenimente. Pățit, exact, cum a pățit meme mai devreme, că a trebuit să ajungă pe la spital că avea contracție. La prima sarcină am mai bine să ai, da, am pățit o sarcină liniștită să n-ai ce filma. Da, la prima sarcină a fost chiar nasol, eram în 4 luni și jumătate. Wow. Și nu mă simțeam prea grozav. Tavi avea o cântare, era puțin plecat. Na. Că știi, numai așa se întâmplă. Așa. Și eu eram singură acasă și stăteam la otopeni. Și la un moment dat citisem eu că poți să te monitorizezi când ai contracții și m-am monitorizat și aveam contracții la 4 minute jumate. Exact, intervalul de timp. Da. Intervalul de timp la care ai contracții când naști. Care? 4 minute jumate. 4. Wow. Și zic, bă, era vreo 2. Tu aveai deja la 4 minute jumate. Da. Și eu era vreo 2, știi? Și două noapte. Noapte, da. Și pun mâna pe telefon, o sun pe doctorița mea și zic, n-aș vrea să vă impagentez, dar am contracții la 4 minute jumate. Nu mă durea, nu era, adică nu era, dar... Dar în ce lună? Spre final? 4 luni și jumătate. A, și a zis, iar mai lua de la Candy. Iar, exact. Nu, și ea mi-a zis, zice, n-aș vrea să vă impagentați, dar ar fi bine să vă urcați acum în mașină, sun eu la camera de gardă și vă preau și vă spun ei. Știi, ea ușor... Da, da, așa. Păi da, e normal la 4 luni jumătate. Și când am ajuns la camera de gardă, m-au preluat, m-au pus direct pe perfuzie, adică știau deja... Ce era? Ce-a fost? Și cum se mai întâmplă să ai contracții de genul ăsta, dar dacă stăteam, probabil că, Doamne ferește, ajungeam la complicații. Se putea agrava, da. Da, și am stat 24 de ore monitorizat. Am avut de astea, înțelegi? Dar nu, e ca și cum, nu vedeți cum vorbesc despre ele, de parcă nici n-ar fi existat. Deci premise de subiecte pentru filmări, pentru reality show-ul. Băi, eu sper să nu mai pățesc. Există, da. Da. Chestii de genul ăsta nu aș vrea să mai pățesc, Doamne ferește, că nu. Poate că de data asta vin alea bune, știi? Ai terminat subiectele de tabloid în prima sarcină și acum vin alea mai curate. Echipa câștigătoare nu se schimbă, presupun, nu? Aceiași nași, Mădălin cu Cristina? Cu siguranță, da. Pentru că au fost alături de noi, sunt împreună cu noi, avem copii de aceeași vârstă. Și-ar mai dori și ei un copil, dar știi cum e, se mai gândesc un pic. Și la noi a fost așa o chestie că eu m-am trezit primul însărcinată. Primul e ca la examen, știi? Primul lucru este să te prezinți, știi? Primul lucru este să-ți dorești. Mai departe, da, te ajută. Da, noi nici măcar nu, cum să spun, n-a fost o chestie, hai să, și acum dăm startul unei noi încercări. Olimpiade. Nu. Olimpiada. Noi am încercat așa că hai să... Păi... Dacă tot erați acolo, știi cum e. Mă gândeam că oricum, bă, dacă la tot vârsta, să mai aici împreună, la vârsta mea, nu se mai întâmplă așa de repede. Uite că s-a întâmplat repede, nu? Și uite că s-a întâmplat foarte repede, da. Adică ne făcusem planuri pentru cu totul și cu totul alte lucruri și ne-am trezit. Care erau? Că... Presupun că... Păi, nu știu. Nu legate de un copilaș, de altceva. Nu legate, adică ziceam că ok, poate o să se mai întâmple, dar să mai facem o mică pauză. Cum s-ar spune, să o scoatem pe fimea din scutece și da, după aceea să mai... Cât va fi diferența în martie? Un an și 5 luni. Atât va fi diferența între ei? Un an și 5 da, luni? Practic, da, practic micuță, micuță diferență. Foarte bine. Vor crește împreună. Da. Ca și cum ar fi gemene, un pic da, mai... Da. Da. Păi să știi că acum o să m-am interesat și o să iau un cărucior pentru gemeni. Dar care unul o să aibă landou, o parte o să aibă landou și cealaltă cred că parte le-am văzut, sport. Celălalt sport, da, și stau... Da, de la prietena noastră, ca să zic așa. De la Toche? De la Alina, da. Da. Așa și... o să le duc pe amândouă... Sunt și mișto, arată și... Arată și super, cool. Da. Arată super și sunt și foarte bune. E adevărat. Da. Doar de-aia erau considerate Rolls Royce-ul cărucerelor. Da. Încă de când se născuse Andrei. Da. Deci de vreo 8 ani aproape. Da. Acum, între timp, s-a... Au mai apărut altele și așa mai departe. S-a umplut orașul cu alte modele, dar atunci era modelul ăla clasic, foarte futurist, cu coloana aia. Și acum este, adică îl recunoști direcție, din... Da. Foarte bune. Asta ne însemnă că cel... gravizenie, mi se pare... Eu? Păi eu cred că tu te pregătești. Deci, eu, Doamne, trăiesc prin voi. Dar chiar voi. Cătrin, de când o să fii și tu în postura? Păi de ce cam atâtea gravide trebuie să am grijă la emisiune? Să fie ele bine, să... Da, și după aia... Să fiți voi în regulă, să liniștiți toate atunci.